Ca în fiecare săptămână la Hunedoara 1 TV, puteți urmări și știri informative utile din diferite domenii, dar și sugestii și recomandări pentru petrecerea timpului liber cât mai plăcut. Iată câteva dintre acestea. Cupa Pro Parâng la ski de tură ajunge în acest weekend la ediția 11-a. Astfel, toți pasionații de ski care doresc să ia parte la competiție sunt așteptați sâmbătă 17 februarie, începând cu ora 10, pentru a petrece clipe memorabile alături de împătimiții acestui sport. Vremea se anunță numai bună, cu zăpadă, iar la finalul cursei se anunță o masă tradițională cu slană, brânză și ceapă, voie bună și povești lângă foc. Tot în sudul județului, dacă tot mergeți la ski în weekend, pe cei mici îi puteți duce la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani, unde duminică 18 februarie, de la ora 12, se joacă piesa Fantasticul Domn Vulpe, cel ce iese în fiecare noapte și fură câte ceva de aleguri de la trei fermieri tare nesuferiți. În preajma zilei îndrăgostiților pe rit românesc, Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva organizează evenimentul cultural-literar Dor și Drag de Dragobete, în data de 22 februarie, ora 17, în foaierul Teatrului Ide Sârbu din Petroșani. Mai aproape de centrul județului puteți da o fugă la Hunedoara, unde ajunge și comedia Sarmale cu Dragoste, un amestec de iubire, tandrețe și picanterie învelite în foi suculente de umor și bună dispoziție. Spectacolul va avea loc joi, 22 februarie, începând cu ora 19 la Casa de Cultură din Hunedoara. Aveți ocazia să-i vedeți pe scenă pe Viorica Dicu, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță în 2019, și pe actorul Nicodim Ungureanu, declarat cel mai bun actor în 2016 și care a fost pentru o perioadă scurtă de timp și director al Teatrului de Revistă din Deva. Vinerea viitoare, în 23 februarie de la ora 19, sunteți așteptați la Teatrul de Artă din Deva la spectacolul Un bărbat și mai multe femei, ca să puteți pătrunde în viața și în visul lui Arkady Semyonovich Garunski, vis care ar putea să fie al oricăruia dintre noi. Și ca de obicei, pentru cei care preferă să-și petreacă timpul liber acasă, așezați comod în fotoliu în fața televizorului. Hunedoara 1 TV le recomandă emisiunea La izvor de cântec drag, realizată de Elis Ursu, în fiecare duminică, începând cu ora 10. Duminica aceasta, invitații emisiunii sunt Viorica Brândușan Lupo și Marian Lupo, o familie talentată de interpreți care și-au pus toată viața în slujba cântecului autentic popular. Despre familie, dar și despre activitatea artistică a celor doi invitați, puteți afla mult mai multe urmărind emisiunea La izvor de cântec drag.